câte procente sunt pentru majorări, nu am stabilit în acest moment în coaliție. Dar sunt ferm convins că vom stabili cât mai repede acest lucru. Mă aminte că acum 2 ani mi se pare că nu a existat nicio majorare până să intre. Nu există nicio contradicție. Există un singur lucru foarte clar. Așa. Vă rog. Cer să măriți salariul minim pe economie, dar să mențineți nivelul de taxe actual. Adică, cumva o plafonare a taxelor, cel puțin pentru o perioadă. Pe de altă parte se vorbește de mărirea unor taxe. Nu, haideți să intrăm, dacă dorim să avem un dialog profesionist și totuși aplicat. La anul nu se mărește nicio taxă. Prin PNRR ne-am asumat jaloane de modificare, de scoaterea unor excepții. Lucru care s-a întâmplat. Nici anul acesta, prin toate modificările de la codul fiscal, nu s-a venit cu măriri de taxe. Nu. S-au scos anumite excepții cerute, am văzut, de toate organismele financiare internaționale. Lucru corect. Eu nu am auzit de nicio mărire de taxe. Dar știu la ce vă referiți, vreau să vă spun. Vreau să vă spun foarte clar că acest lucru s-a întâmplat deja. Și asociațiile municipiilor, reședință de județ sau orașelor, au spus că terminându-se digitalizarea sistemului în ANAH, nu se poate aplica cea grilă notarială. Și atunci s-a luat decizia ca să descentralizez către autoritățile locale. Vorbind de descentralizare, când o facem, dăm înapoi și criticăm. Am descentralizat aceste taxe către autoritățile locale, ele creând un echilibru bugetar. Trebuie să ținem cont de faptul că avem cele mai mici venituri din Uniunea Europeană, din impozitarea proprietăților. Sub 2%. Media europeană este de 4,6%. Dorim să trăim ca afară, dar să încercăm. Există o diferențiere corectă. Una este o clădire în mijlocul Bucureștiului, și alta este o clădire în mijlocul municipiului Hunedoara. Nu. Ascultați-mă dacă doriți să văd. Vorbim de o plajă pe care am lăsat-o.